române. Da. Maternitatea, românii au talent. Bă, ce haioși sunt. Te la doar de piate, te la de acolo. Colecția primăvară Smiley. Vai, ce tare. Și copiii sunt vii. Nici nu contează cum dansează. Dar cum poate să stea aia de liniștiți? Hai, Mamaliga, hai! Mămicilor, ne-ați dovedit! Bună! Suntem Mamaliga! Mamaliga! Hai la tati! Auzi, Pavel, că ai la tata! Hai la tata! Ai văzut? Colecția primăvară Smiley! Uitați-vă la mame! Smiley a zis hai la tati și copilul s-a dus. Da! Mă rog! Ciudat. Nu despre asta e vorba, bădeți că... Să continuăm. Altul e motivul pentru care ați venit astăzi la noi. Nu ca să recunoască copilul tatăl. Am venit la România au talent ca să ne vadă cât mai multe mămici și să ne urmeze exemplu. Sunteți de mult împreună? De un an. În mod tipic. Femeia stă acasă, la cratiță, afară, în fața blocului, semințe, cărucior, nispieră și înapoi. Soții să... cu capul așa și femeie cu gura. Aici fetele ies, socializează, asta e cel mai important pentru ele. Mă bucur enorm că apăreți în formula asta. După cum ați văzut, copiii unii au adormit, unii zâmbeau, deci lor le place și zgâlțiala, și mersul, și orice altceva, atâta timp cât sunt inimă pe inimă. Bravo vouă pentru idee! Sunt nebunită după astfel de momente și... Exact asta vreau să zic eu. Bravo pentru inițiativă, pentru faptul că ați venit. Eu mă regăsesc, adică și eu fac asta acasă cu fetița mea, așa că m-am simțit tare bine văzându-vă pe voi. Bravo vouă! Copiilor, le-ați creat probleme mamelor. 4 de da. Bravo! Bravo! Creația nu trebuie să fie neapărat complicată. Creația trebuie să fie potrivită. Uneori o idee simplă denotă o creativitate extremă. Știi cum? Eu am copii și ai mei au fost mici și exact numărul ăsta noi l-am avut în sufragerie de foarte multe ori, dar nu ne-am gândit niciodată că el se poate transforma într-un număr de România au talent. Yes! Bun!